spuneți următorul. Nu trebuie să te temi nici de groaza din timpul nopții, nici de săgeata care zboară ziua, nici de ciuma care umblă în întuneric, nici de molima care vânte ziua în amiază mare. 1000 se cad alături de tine și 10.000 la dreapta ta, dar de tine nu se va apropia. Doar vei privi cu ochii și vei vedea răsplătirea celor răi. De ce? Pentru că zici, Domnul este locul meu de adăpost și faci din cel prea înalt unul tău de scăpare. De aceea, nici o nenorocire nu te va ajunge, nu că știi să te ferești de săgeată. Și nici o urgie nu se va apropia de cortul tău. Amin. Haideți să vă ocupăm locurile. Noi suntem aici pentru că Dumnezeu a vrut să fim aici. Și noi am ajuns până aici pentru că Dumnezeu ne-a purtat în carul lui de miruință. Slavă Domnului! Eu vin tocmai de la Bistrița, am fost plecat o săptămână și am făcut un popas aici. Și mă bucur că sunt aici și abia aștept să ajung acasă. Pentru că sâmbătă seara la biserică, duminică dimineața la biserică, acum aici la biserică și bine că acasă nu mai prin biserică, pentru că o să fie târziu. Dar vreau să-i mulțumim lui Dumnezeu că nu puterea noastră și nu înțelepciunea noastră, ci harul lui Dumnezeu și puterea lui Dumnezeu care ne poartă. Aleluia. Dumnezeu este acela care ne păzește, Dumnezeu este acela care ne ocrotește. Dumnezeu ne-a ajutat să fim aici în locul acesta, pe fiecare dintre noi. Aș vrea să mulțumesc într-un mod deosebit pentru primarul sau pentru conducerea acestei comune care a pus la dispoziția dumneavoastră acest local minunat unde să ne strângem, ca să putem să ne apropiem de Dumnezeu, ca să putem să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Nu în orice țară se poate face lucrul acesta. Și nici în România nu se putea face înainte de 89. Dumnezeu a dus vremuri de har. Dumnezeu a dus vremuri de libertate. Și nu ne oprește nimic și nu ne încurcă nimic ca să slujim pe Dumnezeu. Ceea ce ne împiedică să slujim pe Dumnezeu, ceea ce ne împiedică să ne apropiem de Dumnezeu, este o inimă rea și necredincioasă, care nu vrea să pocăiască. Dar Dumnezeu ne-a pus totul la îndemână ca să nu putem să ne scuzăm și să ne motivăm să spunem că n-am putut sau n-am știut. Vladimir Putin, în luna iulie, în luna trecută, a dat un decret în Rusia și a spus în felul următor. Întâlnirile se vor face numai în biserică. Sunt interzise orice întâlniri publice, pe stradă, pe stadioane, în camine culturale, în casă de cultură, și toate întâlnirile să se reducă să fie numai în biserică. Vedeți cum deja încet, încet, în unele locuri, aceste vremuri și aceste momente se cam încheie, se cam termină. Și noi venim și ne întrebăm, oare România cât va mai dura? Și poate avem această frică înăuntru nostru. Uitați-vă în Europa ce se întâmplă, atentat în Bruxelles, atentat în Franța, probleme dincolo, probleme dincoace, în Londra, oamenii este frică să meargă pe stradă, să se plimbe, să facă cumpărăturile. De ce? Pentru că a invadat un fel de oameni care pun în pericol siguranța omenirii. Și de ce lucrul acesta? Lucrul acesta se întâmplă pentru că Europa a spus, un continent întreg, noi descurcăm și fără Dumnezeu. Noi nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Suntem prea înțelepți, suntem prea puternici și noi nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Îl scoatem pe Dumnezeu din școală, îl scoatem pe Dumnezeu din Constituție, îl scoatem pe Dumnezeu și închidem și bisericile. Noi nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Și care este rezultatul? Și atunci, la graniță cu noi, cu România, între Ucraina și Rusia, sunt schimburi de focuri, este război. În Orientul Mijlociu este război și venim și ne punem întrebarea până când? Până unde? Cât va mai dura și în România? Și parcă frica, fără să ne dăm seama sau fără să recunoaștem, parcă începe să ne pândească și pe fiecare dintre noi. Dumnezeu ne spune prin cuvântul Său așa, nu te teme. De ce să nu mă tem? Pentru că Dumnezeu este cu noi. Cei care au numărat acest cuvânt, nu te teme, această expresie în Biblie, spune că apare de 365 de ori. Cred că nu la voia întâmplării, Dumnezeu, că tot ce vine din Scriptură este cuvântul lui Dumnezeu. Și toate aceste cuvinte au fost potrivite de Dumnezeu ca să ne fie suficiente pentru fiecare zi din an. Un an întreg Dumnezeu în fiecare dimineață vine și spune la tine și mie, nu te teme. De ce? Pentru că Eu sunt cu voi. Și chiar dacă nu ar fi de 365 de ori, noi știm că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, l-a spus în Matei și a spus așa, iată, Eu sunt cu voi toate zilele până la sfârșitul viacurilor.
Chiar dacă nu l-ar fi scris de 365 de ori, ne este suficient o singură dată pentru că l-a spus Fiul lui Dumnezeu. Și noi îl credem pe cuvânt, pe Fiul lui Dumnezeu. Vreau să vorbesc cu ajutorul lui Dumnezeu despre această frică, pentru că apare la fiecare dintre noi. Când avem de făcut o călătorie, ne este frică de accidente și venim și chemăm numele lui Dumnezeu și îl zicem, Doamne, însoțește-ne că ne este frică de drum să nu pățim accidente. Poate că văd aici oameni în vârstă care nu știu pe cine mai au pe lângă ei să-i îngrijească sau să mai fie cu ei, poate sunt singuri, stâng becul, vine groaza nopții, poate alții au coșmaruri noaptea și sunt cumprinși de frică. Dar în această seară cuvântul lui Dumnezeu ne spune, nu te teme, de ce? Pentru că Dumnezeu este cu noi. Pentru că Dumnezeu trimite îngerii lui să vegheze asupra noastră. Pentru că îngerii lui Dumnezeu tăbărăsc în jurul nostru și spune că îngerii lui Dumnezeu ne vor purta pe mână mai în jos ca să nu ne se împiedice piciorul de vreo piatră. Vedeți, în aceste vremuri poate că familia, poate mama, poate tata au copii care nu poate vin la credință, nu vin la adunare și le frică și spun, Doamne, ce va fi cu ei? Ce se va întâmpla cu ei? Dumnezeu le spune în această dupămasă prin cuvântul Său, nu te teme, eu sunt cu voi. Dumnezeu este acela care ne-a chemat pe fiecare dintre noi, l-ai adus la binecuvântare, l-ai adus pe braț de rugăciune. Nu-ți fie frică, lasă totul în mâna lui Dumnezeu, că știe Dumnezeu cum să potrivească lucrurile. Vedeți, poate că vin banii și când te uiți câte cheltuieli și când vezi câte probleme mai apar neprevăzute, vii și spui, cum o voi scoate la capul luna aceasta? Și Dumnezeu vine și spune prin cuvânt în această seară, nu te teme, de ce? Pentru că Dumnezeu binecuvintează puținul și puținul acela poate să-ți ajungă mai mult decât ai nevoie și să mai și rămână, de ce? Pentru că avem un Dumnezeu care e bogat, slăvit să fie numele Lui. Vedeți, poate sunt familii care se înțeleg greu, care se înțeleg foarte rău și sunt în prag de divorț sau de ceartă și își pune careva problema și întrebarea, ce va fi cu căsnicia noastră, ce va fi cu familia noastră? Și Dumnezeu spune în această seară prin cuvântul Său, nu te teme, de ce? Pentru că Dumnezeu i-a pus pe om și pe femeie împreună ca să alcătuiască familia. Poate sunt pastor de biserică, sunt conducător de biserică, privesc la mersul bisericii, privesc la oameni cum și-au pierdut poate dragostea, și-au pierdut interesul și sunt cuprinți de ațipire, de nepăsare și vedem că oamenii se pocăiesc așa de puțin și vedem că lucrarea merge așa de greu și poate spui problema și zici, Doamne, ce va mai fi cu biserica Ta, ce va mai fi cu poporul Tău? Dumnezeu spune prin cuvântul Său în această dupămasă, nu te teme, de ce? Pentru că Eu sunt cu voi. Pentru că și Hristos a întemeiat biserica. Pentru că și Hristos a venit și și-a răscumpărat biserica prin sângele Său. Și această biserică este în grija lui Hristos, El e păstorul nostru, El e capul bisericii. Și El a chemat fiecare mădular și l-a pus să fie în el ca să alcătuiască trupului să primească viață și sănătate de la Dumnezeu. Poate și mai sunt alte multe exemple și mai sunt multe alte cazuri în care hai să recunoaștem că nu suntem chiar așa de tari. Nu suntem chiar așa de cum grozav, cum ne credem noi. Nu întotdeauna viața este așa de sigură și așa de roz. Sunt momente când Dumnezeu ne încearcă și în acele momente ne cuprinde frica și îndoiala, dar Dumnezeu vine și ne spune în această seară, nu vă temeți, de ce? Pentru că Eu sunt cu voi. E mâna lui Dumnezeu care e cu noi. El spune, v-am săpat în palmele mele, v-am scris în palmele mele, nimeni nu poate să vă smulgă din mâna mea. Dacă ești în mâna lui Dumnezeu, ești în siguranță. Dacă ești în mâna lui Dumnezeu, mâinile Dumnezeu sunt scuz și pavăză pentru tine. Și săgeata care o trimite vrăjmașul ca să te lovească, ca să te rănească, ca să te omoare, este mâna lui Dumnezeu care de multe ori, fără să știm noi, fără să gândim noi, fără să ne apărăm noi, a fost și a vegheat asupra noastră și astăzi, prin harul lui, suntem în viață și suntem aici ca să-i mulțumim și să ducem recunoștință pentru tot ce a făcut pentru noi. A pregătit Dumnezeu această seară ca să sune Evanghelia lui Dumnezeu în satul acesta, pentru ca oamenii să audă încă o dată glasul lui Dumnezeu. Și aici, între patru steaguri care le văd aici ridicate, ne rugăm pe Dumnezeu să-și pună steagul lui de biruință aici. Amin, amin. Pentru că steagul lui Dumnezeu este acela care rămâne. Și vrem ca steagul lui să fie înălțat și numele lui să fie înălțat în locul acesta. Aș vrea să trecem prin câteva cazuri în Scriptură, să vedem cum apare frica la oameni și să vedem cât de păguboasă este această frică. Primii oameni au experimentat frica și una din consecințele acestei frici, acestei terori, acestei panici, este că ne izolează de Dumnezeu, ne izolează de biserică, ne izolează de cei dragi, ne desparte, ne separă de Dumnezeu, ne ține la distanță de Dumnezeu.
Adam și Eva erau într-o armonie extraordinară cu Dumnezeu. Dumnezeu în fiecare dimineață, pe răcoarea zilei, când omul înainte să apuce să lucreze grădina și să o păzească, înainte să facă altceva, Dumnezeu venea și vorbea cu el în răcoarea zilei. Și omul venea și el și răspundea și stătea în părtășie cu Dumnezeu. Dar într-o zi s-a întâmplat ceva, că omul n-a mai fost la locul în care îl căuta Dumnezeu, pentru că a păcătuit. Și când a păcătuit, omul n-a mai avut curaj să dea ochii cu Dumnezeu, pentru că s-a văzut gol, s-a văzut păcătos, s-a văzut rușinat. Și Dumnezeu vine la locul de întâlnire și vine și spune în felul următor: Adame, unde ești? Oare nu știa Dumnezeu unde este Adam? Cum să nu știe Dumnezeu, care Dumnezeu e peste tot, este pretutindeni? Cum spune în Psalmul 139, unde mă voi duce departe de fața lui Dumnezeu și unde mă voi ascunde de Duhul lui Dumnezeu? Că dacă voi lua, zice, dacă mă voi duce în ceruri, iată-te că tu ești acolo. Dacă voi coborâ în locuința morților, iată-te și acolo. Și spune, dacă voi lua aripile zorilor și voi fugi, zice, mâna ta va fi și acolo. Și spune, dacă măcar mă voi duce unde este întuneric, iată că pentru tine nici întunericul nu este prea întunecos și strălucește ca lumina în amiaza mare. Adică Dumnezeu vrea să spune, este peste tot și nu te poți ascunde de Dumnezeu. Dar când Dumnezeu pune această întrebare, că unde ești, vrea să-i spună la Adam în felul următor: Adame, tu unde ești? În ce loc te găsești acum față de locul în care te-am așezat și te-au pus eu ca să pot să stau în părtășie cu tine? Ce s-a întâmplat de nu mai ești la loc? De ce nu mai vii înaintea mea? De ce nu mai stai înaintea mea? De ce nu mai cauți fața mea? În Genesa, în capitolul 3, versetul 12, 13, 14, vine și spune că omul s-a ascuns de Dumnezeu. S-a ascuns de fața lui Dumnezeu printre pomii din grădină. De ce? Pentru că a auzit glasul lui Dumnezeu și a fost frică. I-a fost frică să mai vină înaintea lui Dumnezeu. Este cina Domnului la biserică și cei care nu se împărtășesc nu vin la biserică. Le-i frică să vină la biserică. De ce n-au curajul să vină la biserică? Să stea în biserică chiar dacă nu se împărtășesc. Știți de ce? Ca să nu fie judecați. Ca să nu fie judecați. Le este frică să nu fie judecați. Este frică să se expună. Sunt oameni care au slujit pe Dumnezeu, care s-au implicat în slujire, au cântat, au predicat, au dat îndemnuri și dintr-o dată vezi că se retrag și dintr-o dată vezi că nu mai fac nimic și vezi, frate, lasă-mă pe mine, lasă pe alții. Asta e o mască, e o prefăcătorie de multe ori, nu întotdeauna este adevăr. Vor să arate că sunt smeriți, vor să arate că stau la locul lor, dar nu întotdeauna este așa, pentru că în spate, pentru că în adânc e un păcat care nu mai are curaj să iasă înaintea lui Dumnezeu. Nu mai are curaj să țină pieptul, să ridice numele lui Dumnezeu, să facă lucrarea lui Dumnezeu, pentru că e pătat, pentru că e mânjit. Dar Dumnezeu ne spune în această seară, nouă fiecarea dintre noi, să nu stăm departe de fața lui Dumnezeu, pentru că suntem în întuneric. Fața lui Dumnezeu luminează peste fiecare om. Și fața lui Dumnezeu vrea să fie împărtășie cu noi ca să ne se lumineze mințele și fețele și să avem îndrăzneală să stăm înaintea lui Dumnezeu aici, în biserică, aici pe pământ. Și întreb acum, dacă aici nu avem curaj să stăm înaintea lui Dumnezeu, dacă aici nu avem curaj să ieșim în numele lui Dumnezeu, cum va fi atunci când vom ajunge acolo în veșnicie, înaintea tronului lui Dumnezeu, vom putea să ținem capul sus? Voi putea să spunem, iată-mă, Doamne, sunt aici, când mi-am sfârșit alergarea, m-am luptat lupta cea bună? Vom putea să spunem lucrul acesta, să-i spunem, așteaptă cununa? De aceea, de grabă, astăzi, dacă cineva este la izolare, dacă cineva este la depărtare, la distanță, că păcatul a pândit și a deschis ușa și l-a întinat și l-a murdărit, Hristos vine și spune în felul următor că sângele Lui ne curățește de orice păcat. Amin, Doamne. Și Dumnezeu ne cheamă să ne adăpostim în brațele Lui, ca să fim în siguranță, ca să simțim mângâierea și dragostea Lui Dumnezeu. Haideți să nu stăm izolați, haideți să nu stăm distanți, haideți să nu stăm departe de Dumnezeu, că Dumnezeul nostru ne iubește. El nu a pregătit iadul pentru oamenii care i-a creat El, ci a pregătit iadul pentru oameni, pentru demon și pentru diavolul, nu pentru oameni a pregătit lucrul acesta. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că cei s-au temut și stau la distanță. Această frică, trebuie să fim eliberați de această frică, asta nu e bună, asta e de la vrăjmașul, asta nu e de la Dumnezeu. Frica nu e de la Dumnezeu, frica e de la diavolul, frica este consecința păcatului. Dumnezeu este acela care vrea să fie în părtășie cu noi. Dumnezeu vrea să stăm înaintea Lui, pentru că atunci când Dumnezeu îi spune unde ești, Dumnezeu ia inițiativa și îl caută pe om. Omul n-a mai avut curaj și n-a mai avut îndrăzneală să vină la Dumnezeu ca să se recunoască și să se căiască, să-i spună că îi pare rău pentru ceea ce a făcut. Și Dumnezeu, pentru că a știut lucrul acesta, Dumnezeu s-a dus la om și l-a căutat pe om.
Și a spus Adame, unde ești, vino încoace, hainele dă-te jos, îți pregătesc alte haine de piele, să te îmbrac și să nu mai fii gol. Și omenirea aceasta s-a depărtat pe Dumnezeu, de Dumnezeu din grădina Edenului și până pe vremea lui Hristos, tot mai mult, tot mai mult, tot mai mult s-a depărtat. Și încă o dată.